A furat mai multe aparate, foto și alte tehnică dintr-un studio și a fugit cu tot cu ele. Bărbatul din imagini este căutat de poliția din Bălți, suspectat de furt. Potrivit oamenilor legii, totul s-a întâmplat în data de 26 decembrie 2018 într-un studio de filmări și prelucrare a fotografiilor din orașul Bălți. Când și-a dat seama că îi lipsește toată tehnica, proprietarul studioului s-a adresat la poliție după ajutor. Acum, forțele de ordine încearcă să dea de urmele suspectului. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe tânărul din imagini și dețin informații Informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, acesta riscă până la 4 ani de pușcărie pentru furt. Confidențialitatea surselor de informare este garantată.